Bine v regăsit la un nou video interactiv. Vom face în seara asta un video interactiv uh, să vedem ce va decide persoana la care vă gândiți sau persoana pe care o iubiți uh, și dacă vă va căuta. Haideți să vedem. Acest video este valabil și pentru doamne și pentru domn. Țin să precizez asta de la bun început. Am pus patru variante. Prima variantă, piatra albă. A doua, uh, mov. A treia, piatra verde, și ultima, cristalul a patra. Vă voi lăsa câteva secunde să vă gândiți foarte bine la persoana respectivă înainte să alegeți. Bun, haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales prima variantă cu piatra albă. Bun. Aici văd o situație destul de dificilă. Avem de a face cu o persoană, chit că este bărbat sau femeie, o persoană care s-a jucat foarte mult, o persoană care are de gând să se joace în continuare cu dumneavoastră. I-ați fost foarte loiale sau loiale acestei persoane. Însă această persoană a profitat din plin de acest lucru. Văd și o persoană plină de vicii, poate chiar consumă anumite substanțe, poate chiar are niște afaceri ilegale, oricum este o persoană care nu este cinstită cu dumneavoastră, n-a fost cinstită cu dumneavoastră. Dacă sunteți doamne și ați ales varianta 1, este posibil să vorbim de un bărbat brunet, cu tenul mai închis la culoare și cu ochii căprui sau verde închis. Um, sau poate fi un bărbat șaten cu ochii căprui sau verzi și te nu mai deschis la culoare. Uh, dacă sunteți domn și ați întrebat uh, ați ales prima variantă, putem să vorbim de o femeie șatenă, la fel și una uh, broșcată chiar uh, cu ochii căprui sau verzi. Bun, este cert că la prima variantă. Uh, Persoana de care ați întrebat decide să continue jocul. Dacă v-a acordat o pauză și nu vă caută, este pentru că se joacă, pentru că știe că în felul acesta poate să vă manipuleze mult mai bine. Uh, cumva sunteți confuze sau confuzi în legătură cu această situație, nu știți ce să mai credeți dacă vă va mai căuta, ce va decide în privința dumneavoastră. Uh, este o persoană care se joacă foarte mult cu sentimentele celor din jur. Profită de pe urma lor. Pot aici, la prima variantă, să vorbesc, când am spus afaceri ilegale, pot să vorbesc chiar ceva legat de ceva foarte necurat, ceva foarte urât. Și s-ar putea ca în privința dumneavoastră să urmărească acest lucru sau pur și simplu să fie o persoană foarte perversă, foarte parșivă care urmărește ceva o persoană care își bate joc nu are niciun fel de sentiment și dacă vă va căuta, da, vă va căuta, pozează într-o persoană loială, pozează într-o persoană care își dorește să fie cu dumneavoastră, într-un prieten sau o prietenă, chiar însă este o persoană foarte perversă care are foarte multe secrete. Dumneavoastră nu știți, cred că nu știți nici măcar 1% din ceea ce face această persoană, poate din auzite. Uh, însă clar nu cunoașteți această persoană, cum am spus, niciunul la sută Dar răspunsul este că <coughs> vă va căuta Însă sunteți sfătuiți sau sfătuite să mergeți înainte uh, Din câte văd aici aveți foarte multe șanse și cunoașteți foarte multe persoane pe care nu le băgați în seamă Sau poate le treceți cu vederea pentru că vă gândiți la această persoană și este o mare greșeală Uh, trebuie să lucrați foarte mult uh, cu energie vindecătoare, trebuie să vă vindecați în primul rând sufletul, rănile și să mergeți mai departe. Clar această persoană nu vă merită și sunteți într-o situație în care um, vă gândiți prea mult, uh, v-ați creat și o obsesie, ca să spun așa, aș și reușit să vă manipuleze foarte bine și sunteți cumva prins sau prinse în această situație și nu puteți să ieșiți. Iar aceste cărți vă sfătuiesc să ieșiți în natură, să încercați să vă relaxați, să vă luați o pauză. Să vă ocupați de dumneavoastră și pur și simplu să vă detașați această situație, să încercați să vă forțați să nu vă mai gândiți absolut deloc. Bun, și această carte spune pentru că văd că la etalarea numărul 1 în foarte multe dintre situații vă mințiți singuri sau singure. Să admiteți adevărul față de dumneavoastră și să acționați în consecință. Să admiteți adevărul față de dumneavoastră, să recunoașteți și să fiți conștienți sau conștiente că această persoană nu vă iubește. Pe undeva ați simțit lucrul acesta și chiar nu merită, poate să se ducă. Dar nu trebuie să vă mai forțați sau vă, să vă mințiți, să vă faceți rău, pentru că cu cât vă mințiți mai mult, cu atât veți fi mai dezamăgite sau dezamăgiți de fiecare dată când va reveni această persoană și nu va face ceea ce doriți dumneavoastră să facă sau ceea ce sperați să facă. Clar, această persoană nu se va schimba și nu este pentru dumneavoastră. Dar la întrebarea ce decide, dacă vă va căuta, da, proiește, ca să spun așa, un nou joc, un nou plan și da, vă va căuta, dar veți fi foarte confuze, confuzi în legătură cu această revenire și chiar nu veți ce să faceți, pur și simplu. Um, cred că cel mai bine ar fi să luați în seama aceste sfaturi, să mergeți mai departe, pentru că clar meritați ceva mult mai bun și clar divinitățile vă scoate în cale ceva mult mai bun, numai că trebuie să vă de această situație ca să reușiți să mergeți mai departe. Bun, aceasta a fost etalarea numărul 1. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales etalarea numărul 2, cu piatra MOV. Bun... Um... Aici pot să vorbesc de zodii de apă. Pentru cei care ați ales varianta a 2, poate să fie cineva din pești, din vărsător sau de ce nu din capricorn, capricorn mă scuzați, săngetător, chiar fecioară. Însă văd o situație la fel de dificilă. Dacă sunteți doamne și ați întrebat la etalarea numărul 2, poate fi vorba despre un bărbat blond, cu ochi albaștri sau cu ochi verzi, sau chiar un bărbat șaten cu tenul deschis la culoare. Dacă sunteți domn și ați întrebat și ați ales varianta 2, poate fi vorba de o femeie șatenă sau uh, roșcată sau um, oricum deschisă la ten cu ochii verzi sau uh, chiar albaștri. Uh, bun. Se pare că la etalarea numărul 2, uh, da, această persoană așteaptă să o căutați dumneavoastră. Această persoană este o persoană care ori are foarte mari probleme financiare. Din câte observ aici, este o situație nesănătoasă, a fost o relație toxică, este o relație toxică. Cei sau cele care ați ales varianta 2 sunteți persoane cu capacități spirituale, capacități foarte mari, ca să spun așa, pentru că vi se spune ca și sfat să acordați atenție propriilor vise. Probabil că vi se trimi semne, aveți premoniții, vedeți anumite lucruri și trebuie cu adevărat să le luați în seamă, pentru că această persoană nu este, din păcate, potrivită pentru dumneavoastră sau potrivit. Este o persoană care așteaptă ca dumneavoastră să căutați sau să o căutați. Va fi un nou început. Din păcate, persoana aceasta va reuși să creeze un nou început, va veni la dumneavoastră și vă va spune aceleași minciuni din câte văd, dumneavoastră sunteți persoane care vă doriți stabilitate, vă doriți o familie, vă doriți. Dacă sunteți căsătoriți și în momentul de față sunteți separați de această persoană și ați fost înșelați sau înșelate, clar această persoană este o persoană care iubește foarte mult banii, o persoană interesată de finanțe. Este posibil să fi fost cu un interes și în relația cu dumneavoastră sau pur și simplu se duce unde este mai bine. Dar la răspunsul ce decide, dacă va căuta, așteaptă, așteaptă, vede că nu o să căutați această persoană, și într-un final vă va căuta el sau ea și va încerca un nou început cu dumneavoastră și o schimbare a relației. Ca să vă spun așa, se va pre, se preface foarte bine prima oară când va veni, însă după aia-și va da din nou arama pe față veți fi destul de entuziasmați sau entuziasmate prima oară când va veni după această pauză. Apoi își va da rama pe față și se va comporta la fel ca și înainte și veți avea o foarte mare dezamăgire. E timpul să ieșiți din această situație sănătoasă și această carte spune la fel. O relație toxică. iar cartea aceasta care spune rugăciunea va ajuta în această situație îmi spune că este mult mai mult, este foarte posibil ca la varianta 2, să aveți de-a face cu o persoană care poate vă trimite anumite energii negative sau poate știe să vă manipuleze foarte bine sau chiar se ocupă cu ceva necurat ca să vă țină adormit sau adormite, să stați în această situație sau să acceptați această persoană de câte ori se reîntoarce în viața dumneavoastră. Adică să vă rugați mai mult să mai ales că aveți aceste capacități și reușiți să vă protejați, să vă faceți o protecție. Uh, pentru că această persoană nu este bun sau bună pentru dumneavoastră. Dar dacă va căuta, da, o să mai dureze un timp, însă da, vă va căuta. Bun. Aceasta a fost și etalarea numărul 2. Haideți să vedem pentru cei sau cele care ați ales etalarea numărul 3 cu piatra verde. Aici avem o situație destul de frumoasă. Um, se pare că în scurt timp, pentru cei sau cele care ați ales uh, varianta 3, în scurt timp vă va căuta aici. Pot să vorbesc despre uh, Zodia Săgetător, uh, pot să vorbesc despre Berbec, Taur, um, Fecioară, chiar și Leu. Um, S-ar putea ca mulți sau multe dintre voi care ați ales varianta 3 să aveți și copii împreună, să fie vorba despre o persoană cu care sunteți uh, căsătoriți, iar această persoană poate a plecat, poate v-a sau poate pur și simplu a făcut o greșeală, v-a înșelat, dar și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și uh, în scurt timp va decide să vă caute, va decide, uh, se va întâmpla foarte rapid lucrul acesta. Uh, mi se arată numărul 2 s-ar putea să fie vorba de două zile sau două săptămâni sau poate două luni, însă va fi foarte rapid, această persoană cu siguranță vă va căuta. Uh, va fi un nou început, parcă această persoană vă urmărește ori pe site-uri de socializare, chiar și în locuri publice, uh, este foarte gelos sau geloasă pe dumneavoastră. Uh, parcă întreabă persoane comune, prieteni comuni de dumneavoastră, poate familia, se interesează foarte mult. Este posibil să fie și o distanță între voi. Poate mi se arată așa pentru că v-ați distanțat ca și relație sau poate chiar unul dintre voi este plecat în altă țară sau în altă localitate. Însă este clar că această persoană decide să se întoarcă în viața dumneavoastră și să vă împăcați. Cred că și cei care ați ales varianta 3 aveți anumite capacități pentru că această carte spune folosiți-vă imaginația și veți vedea răspunsul, adică puteți sau cumva știți în sinea dumneavoastră că această persoană vă iubește și dacă a greșit, um, nu și-a dat seama ce face și mai merită o șansă. Uh, sunteți persoane foarte, um, ca să spun așa, credincioase, vă rugați foarte mult. Uh, această carte îmi spune că mulți dintre voi aveți copii, cei care ați ales etalarea numărul 3, Uh, copiii dumneavoastră sunt vegheați de îngeri și da, și dacă nu aveți copii sau aveți copii împreună, clar această persoană mai merită o șansă, vă iubește foarte mult, există sentimente de dragoste, este o relație norocoasă, uh, pe undeva la etalarea numărul 3 văd că s-ar putea să fi fost și vina dumneavoastră un pic, uh, poate ați fost prea aspri cu această persoană, poate ați judecat-o greșit sau l-ați judecat greșit, sau poate v-ați pripit să luați această decizie, să vă certați, sau pur și simplu sunteți mai posesivi sau mai posesive, dar clar această persoană vă va căuta și veți reîncepe o relație foarte frumoasă împreună și chiar aveți un viitor împreună. Văd familie, copii, de-aia vă spun că mulți dintre voi s-ar putea să fiți și căsătoriți. Și dacă sunteți, ca să spun așa, în prag de divorț, Clar, de acest divorț nu va avea loc, vă veți împăca. Bun. Aceasta a fost și etalarea numărul 3. Haideți să vedem și ultima etalare. Etalarea numărul 4, cristalul. La etalarea numărul 4 pot să vorbesc despre voi, în primul rând, cei care ați ales această etalare, sunteți persoane foarte sensibile. Sunteți persoane care nu aveți încredere în voi. Aveți niște traume, niște frustrări din copilărie, ca să spun așa. Trebuie să fiți puțin mai puternice sau mai puternici, trebuie să aveți mai multă încredere în voi, pentru că Uh, sunteți persoane frumoase, sunteți persoane cu foarte multe calități, aveți un suflet foarte bun, dar din cauza acestor uh, acestei neîncrederi în voi uh, pe care o aveți, uh, nu reușiți să aveți uh, această relație. Parcă insuflați și acestei persoane neîncrederea în voi și în relația pe care ați avut-o încât... Tind să cred că această persoană probabil că și de a plecat sau de v-ați despărțit sau poate dumneavoastră ați ales să vă despărțiți datorită faptului că nu aveți încredere în această persoană. Cred că sunteți persoane care ați fost foarte dezamăgite sau dezamăgiți în trecut, ați avut destul de multe decepții uh, și cumva va fi aici o alegere de făcut. Uh, această persoană este la o cumpănă, e la o alegere de făcut și... Clar vă va căuta, însă la etalarea numărul 4 vreau să spun că depinde doar de dumneavoastră uh, să știți ce vreți, să aveți încredere în propriile sentimente, exact cum spune și această carte, um, să lăsați deoparte încrederea în voi, uh, să nu vă mai simțiți frustrați sau complexați sau uh, să, să, să tindeți să comparați ce a fost în trecut cu ceea ce aveți acum, și această persoană chiar nu merită să, să o bănuiți sau să-l bănuiți. Este o persoană sinceră, o persoană care vă iubește, însă pot să spun și faptul că această persoană s-ar putea să fie la fel ca dumneavoastră. Poate a avut multe decepții în trecut și poate um, cumva nu reușiți să vă apropiați unul de celălalt datorită acestei um, piedici, ca să spun așa. Dacă sunteți bărbați, și ați întrebat de o femeie la etalarea numărul 4. Poți să vorbesc de o femeie blondă cu ochi albaștri sau o femeie uh, șatenă sau de ce nu brunetă cu ochi căprui sau ochi verzi, uh, cu tenul deschis la culoare. Uh, dacă sunteți uh, doamne și ați întrebat de un bărbat, poți să vorbesc de un bărbat blond cu ochi albaștri sau un bărbat șaten cu ochi căprui, cu tenul deschis la culoare sau brunet. Uh, din câte văd aici, da, această persoană mai durează până vă caută. Decide să fie cu dumneavoastră, dar la fel ca și dumneavoastră nu este sigur sau sigură ce să facă. Să facă pasul ăsta sau pur și simplu să rămână unde este. Eu cred că la varianta 4 trebuie puțin să luați dumneavoastră inițiativă și să căutați această persoană să-i dați, să dați mai multă încredere în el sau în ea. Clar, sentimente există aici. Vă place, vă dorește, își dorește să vă caute, dar ceva îl împiedică sau împiedică. Deci, cel mai bine ar fi să luați dumneavoastră inițiativă. Bun, acesta a fost și ultima etalare, acesta a fost video de astăzi interactiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.